Salut, dragi prieteni, sunt Andrada Miron, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi continuăm curățenia de primăvară, așa am senzația că nu mai reușim să terminăm odată, facem câte ceva în fiecare zi și încă mai avem mult până să terminăm, dar mai avem ceva vreme până la Paști, că ăsta e țelul cumva, să punem curtea la punct până de Paști. Am făcut și ieri, n-am vorbit cu voi pentru că m-am concentrat pe ceea ce aveam de făcut, o să vă las aici filmările și continuăm și astăzi. Astăzi ne ocupăm de zona din lateralul casei, zona care a fost neglijată foarte lungă perioadă de timp, pentru că, mă rog, e doar o zonă de tranzit și cumva nu ne-am bătut capul prea tare cu ea. Am și depozitat aici tot felul de lucruri. În principiu, zona asta este destinată bicicletelor sau doar astea ar trebui să fie aici. Deocamdată are Andrei depozitate cauciucurile de vară, pe care chiar mai bine o să meargă astăzi să le schimbe. Avem și o masă pe care ar fi trebuit să o pune la vânzare. N-am făcut-o, între timp s-a distrus, așa că Andrei vrea să facă lemn de foc. Și mai avem aici niște. Ce facem cu astea, apropo? Păi asta ne-a zis Nelie, să le ținem pentru cofraj, știi? Mm-hmm. Dacă ne apucăm să facem, când o să facem aici, să mai cumpărăm altele, că scumpe. Am înțeles. Pentru aia ne-a zis el, că le puși pe astea pe foc. Da. Neilie se referea la zona asta din față, zona de acolo, în care n-avem nimic decât iarbă, dar va trebui să mai aștepte pentru că avem altele pe cap în perioada asta. Așa că, da, o să facem ordine aici. Între timp s-a întâmplat o chestie. Anul trecut am avut un sac de ciment aici, care s-a spart și a curs apă de aici de la robinet pe el și practic s-a cimentat tot travertinul. Așa că va trebui să-l curățăm astăzi. Dar, da, hai să ne apucăm de treabă. Andrei a fugit. Unde ai fugit, dragă? Aștept să termin. Păi hai, poți să începi. Ce? Să încep ce? Nu știu. Asta e partea cea mai nasoală, că nu știm efectiv cu ce să începem. Cred că ar trebui să încep cu cauciucurile care trebuie să le duci la mașină. Altfel arată zona asta goală. Acum trebuie să spăl și țineți în pumnii să se ducă tot betonul ăsta, că dacă nu o să trebuiască să-l raclez cu ceva. Dar partea asta cu spălatul, cu aparatul ăla de presiune, e chestia mea preferată. Am scos artileria grea, am încercat cu cazmaua, am încercat cu lopata, n-am mers cu nimic. Am eu mini cazmaua asta și se pare că cu asta merge. Dă-i, dragă!
spun, mă zic să nu vezi să spargi travertinul. Nu se sparge mai. Travertinul? De-aia costă o poală de bani, că nu se sparge. Eu l-am spart. Unde ai uitat? Unde? Nu s-a acolo pe alei. A bine, acolo nu era pe beton. Era în aer, da. Grosul s-a dus, mai trebuie chestiile astea de finețe, care consumă foarte mult timp și de care o să mă ocup în zilele următoare, dar deocamdată zic să nu pierdem așa aici de mult timp. Un cuțit așa la de unt, să dai mult de în margini. Nu, că merge cu scula asta foarte bine, nu mă? Trebuie migăleală. Migăleală și răbdare. Răbdare, eu am. Numai timp să am. Astăzi nu am, așa că ne apucăm în spate. Hai. Ce facem în spate? Hai să facem aici. Păi am făcut aici. De fapt, hai să spălăm bicicletele. Și... bicicletele. Da, that's it for today. Nu, că mai avem și în spate. Hai. Hai. Nivelul meu de dopamină e în cer la momentul ăsta. Doamne, cât de bine mă face să mă simt atunci când fac un lucru bine. Chiar dacă n-am terminat, dar știu că o să iasă impecabil travertinul ăla, n-am nici cel mai mic dubiu. Și acum, gândindu-mă așa un pic la rece, cred că era și ceva soluție care topește cimentul. Sunt aproape sigură că am fi găsit ceva la magazinele astea de profil. Dar, no, important este că mă simt bine. Dopamina, în cazul în care nu știați, este hormonul recompensei și de fiecare dată când faci un lucru bine, îți crește dopamina și automat îți crește și starea de bine. Așa că, da. Andrei, ești de acord? Foarte. Cu totul. Numai să nu mă bați. Vorbeam despre treaba asta cu dopamina cu Andrei mai devreme și el zicea că el nu simte deloc treaba asta. Da, mă rog, ne funcționează creierul în moduri total diferite. N-am apucat să vorbesc cu voi, dar probabil ați observat deja că betonul nostru, așa că am pierdut din culoare, nu știu exact ce s-a întâmplat, ori n-am aplicat noi vopseaua bine, ori nu rezistă peste iarnă. Cert este că nu arată prea grozav și va trebui reaplicată. O să mai studiez un pic problema și o să vedem ce decizie luăm. Deocamdată trebuie să spălăm bicicletele. A rugat pe Andrei să-mi dea jos suportul de copil de pe bicicletă, pentru că Matei are Ferrari-ul ăsta, cu care sperăm că va învăța anul ăsta să se dea. Pe Maia a învățat-o cât avea? 3 ani, 4 ani când a învățat-o să dea cu bicicleta. Nu, avea 5. Era avea 5. Acolo, la apartament. Da? Da. Matei face 6. Și încă nu știe. Eu zic că știe, adică că l-am văzut eu cu aia fără pedale. Da, fără sigur că se pune pe ea și o să știe. Trebuie numai să ai bătut pe jos de la pedale. Da. Ne mutăm în partea din spate și aici vreau să încep cu terasa de lângă casă, pentru că am început cu paturile de legume săptămâna trecută. Face sens cumva să continui în zona asta, cu toate că mai avem de lucru și în partea din spate. Da. E nasol că nu bate încă soarele și cam friguț la umbră, sau cel puțin cum sunt eu îmbrăcată, dar cred că odată ce mă apuc de treabă o să mă încălzesc.
dimineața, vă spun astăzi, ieri a trebuit să închem mai devreme pentru că mai trebuie să și muncim. Eu am plecat la cabinet, am fost înturat de după amiază. Astăzi însă continuăm pentru că mă așteaptă dezastru din curte, n-a plecat nicăieri. A plecat însă soarele, nu știu dacă observați în spatele meu, avem un cer plumburiu și cică o să înceapă să plouă în jur de ora 11, așa că mai am maxim 2 ore la dispoziție să fac cât de multe pot în curte. Așa că țineți în pumnii să reușesc să fac cât mai multe până începe ploaia. Covorul ăsta pe care l-am avut pe terasă ca să acopere intrarea în beci, l-am pachetat peste iarnă și l-am uitat pe terasa descoperită și acum arată așa, pentru că l-a bătut soarele, l-a bătut vântul, a înghețat, s-a udat și sper din suflet că nu s-a stricat de tot, abia aștept să-l întorc pe partea cealaltă și sper ca măcar cealaltă parte să arate mai decent. Take it slow. Next thing that I know, you got a next best hope. Summer soon, body snows, yeah. Soon too, you'll find out that. But you just wanna roll, and all I think is woe. Am tuns tot strandafirii și de ăsta, care poate era cel mai important, că e fix aici la colțul terasei, am uitat. E un pic cam târziu să-l tund acum, dar va trebui să o fac, pentru că altfel o să crească tot aiurea. La urmă, cele 2 ore, fereastra aia până când începe ploaia, n-a fost deloc realistă, pentru că eu cred că a durat 40 de minute și deja s-a pornit. Da, sper să înceteze destul de repede, pentru că mai am o grămadă de treabă. Dacă tot plouă, mă duc până în oraș să îmi cumpăr hard. Am rămas fără memorie la laptop, după asta, după ce am umplut un alt hard extern. Așa că mă duc să-mi cumpăr hard ca să vedeți și voi videoul ăsta mâine și revin la muncă, că mă așteaptă. Am ajuns acasă de la cumpărături, n-am filmat nimic pentru că am umblat din stânga în dreapta și vă spuneam că m-am dus chitită să-mi cumpăr hardul ăla extern, mi-am cumpărat unul, dar am venit acasă și cu treaba asta. Am luat un expresor nou de cafea, expresorul nostru, ăla, nu mai făcea treabă bună de ceva timp, așa că l-am luat pe ăsta, care sper să fie mai ok. Andrei nu-i foarte entuziasmat. Ba, na, vedem acum. Eu speram la unul manual, că e tot automat avem și acum și apare, tot făcut treaba bună la început și nu mai face. Și la manual îl controlăm altfel, dar vedem și pe ăsta acum. Și ăsta poți să-l controlezi, poți să-ți personalizezi cafeaua. Ok, e curios acum să vedem, să testăm. Și eu sunt curioasă, cu toate că eu am băut-o. Am băut-o acolo la magazin de unde l-am luat. L-am luat second hand dintr-un magazin care asta vinde. Practic ei vând acolo doar expresoare. Doar Saeco și De'Longhi și Philips. Păi cred că Philips și... a cumpărat De'Longhi. Saeco. Sau da. Ceva. Na, mi-a făcut domnul ăla acolo o cafea. Foarte bună cafeaua, doar că era fără lapte. Eu nu beau fără lapte și mi s-au strepezit din singură. Dar Andrei, oricum, el este... judecătorul suprem când vine vorba de cafea. Hai să... Așa că, da, aș vrea să-l mut, totuși. Aș vrea să îl pun acolo. Ok. Ce părere ai? Partea mea, cafea să facă. Unde, hai să unde vedem. Face. A, până la urmă am ajuns la concluzia că nu a fost o idee bună pentru că nu putem scoate recipientul de apă, că e prea îngust.
Așa că o să-l punem acolo, la locul aparatului de cafea. Trebuie să tragem frigiderul. Hai să vedem. Hai, momentul curioasă. Adevărului. A făcut o investiție bună sau ai făcut? Așa, da. Acum vreau să te contrazic, Andrei nu a fost de acord să schimb aparatul de cafea. Dar eu nu mai puteam, pur și simplu, nu mai puteam. E bună, nu? E bună. Da. Ai văzut? Poți să-mi dai jumate. Mamă. Dacă e bună. Dacă nu beau eu de la asta și bei tu de la ălalalt. Ce zici de asta? Foarte, foarte bună. Nu știu dacă e cafeaua, dar cred că aparatul e... Păi e aceeași cafea, ai folosit-o și la unul și la altul. Păi de bine ori rămas și cafeaua care a fost înainte în aparat, nu? A, da, că mai avea un pic de bolă. E foarte bună. Mă bucur că-ți place, foarte mult mă bucur. Bucuria ta e bucuria mea. Foarte bună. Și acum nu mai trebuie să fac 3 cafele ca să fie bună. Da? Da, ajunge una. Perfect, poți să-mi faci și mie una dacă tot e bună. Da? Nice. Vreți să fac tot în cana ta asta frumoasă? De la Mercedes? Da. Nu, păi dacă ți-ai făcut... Eu beau, eu plec. Ah. O beau repede și am plecat. Da. Îți fac infart la sală acum. Ce-ți faci? Infart. Doamne ferește. La cafea, am făcut băută repede. Mi-am băut și proteine înainte. Ai grijă, dragă. Foarte bună. Deci eu nu mai înțeleg vremea asta. Când plouă, când iasă soarele, iarăși plouă, iasă soarele. Am dat de vreo 2-3 ori să ies afară și era soare până când m-am încălțat și m-am pornit către ușă, s-a ascuns iarăși soarele, am mai dat vreo câțiva strop de ploaie, dar da, așa arată cerul. O, Doamne! N-am deloc energie, dacă nu e soarele pe cer, nu... Nu am astăzi energia pe care am avut-o ieri și alaltăieri. M-ați întrebat mai mulți dintre voi de mănuși. De ce nu folosesc mănuși? V-am zis că nu le găsesc și că le las... De fapt, asta nu cred că v-am zis, că le las tot timpul împrăștiate peste tot. Mănușile și cleștii de grădină. Ia uite, ăsta e un exemplu foarte bun. Un clește pe care cred că l-am folosit o singură dată anul trecut, l-am cumpărat și a ruginit. Nu știu dacă... se poate sau nu scoate rugina asta, dacă se mai poate face ceva cu el, habar n-am. Dar mereu pățesc treaba asta cu cleștii și cu mănușile. Am un măr aici, pe care l-am aruncat la gunoi ieri când am făcut curățenie pe terasă. Pentru că chiar mă gândeam ce-o fi cu bucata asta de măr tăiată perfect cu cuțitul pe terasă. Și după ce am făcut eu curat și l-am aruncat la gunoi, vorbesc cu învățătoarea Maie la telefon și îmi spune că Maie are de făcut un proiect la științe, în care să își aleagă una din metodele de degradare, fie ruginirea, fie descompunerea. Ea, evident că și-a ales descompunerea, că e cea mai ușoară. Și în momentul în care îmi zicea doamna învățătoare și vorbea despre treaba asta, îmi pică fisa că eu i-am aruncat mărul pe care ea l-a pus la putrezit. Da, l-am recuperat până la urmă. Ca norocul că n-am aruncat gunoiul la gunoi, că ieri a venit și mașina de gunoi. Și chiar am zis la doamna învățătoare, că nu mai știam, astăzi l-am găsit abia, dar nu mai știam și am zis că dacă e să ia mai notă mică, este complet din vina mea, deci nota e a mea. Bine că l-am găsit și că poate să-și ducă copilul proiectul la bun sfârșit. Acum, mai țineți voi minte mușcatele pe care le-am scos în toamnă și le-am uscat peste iarnă, în ideea în care să le replantez primăvara asta și să vedem dacă reușesc să le resuscitez, pentru că așa am văzut eu pe net că se face. Sau mă rog, este una dintre metodele prin care se păstrează peste iarnă. Dacă nu vrei să le ții în pământ și să le pui prin casă și să ai grijă lor, le poți scoate cu tot cu rădăcină, le pui așa la uscat și le depozitezi peste iarnă, urmând ca în primăvară să le replantezi, să le uzi și Doamne ajută să învie. Vedem dacă a funcționat sau nu, decât să le fi aruncat. Mai bine încerc și varianta asta. Le dau câteva săptămâni până când oricum ar fi vremea să cumpăr altele și dacă nu văd că reînvie, o să cumpăr altele și aia. I'm so happy that I found out you were nothing but a fake clone and I can say it out loud when my mommy said your story. I really had to write it down, cause it's the best kind of story, and you're hearing it now. Weekends spent in the studio, weekdays kinda like bros. I think back and it's all behind.
Mamă, ce bine miroase! Foarte fain miroase. Au venit ai mei să facem un grătar ca să sărbătorim curățenia pe care aproape am terminat-o. Ieșirea la pensie. Ieșirea la pensie, asta sărbătorim. Da. Tata este pensionar. Pensionat. Da, felicitări. Proaspăt. Cum te simți, pensionar? Bătrân, să știi că nu prea-mi place. Nu? Senzația nu mă place. Cine a mâncat la mâncare? Cine poate, cine nu, lasă pe celălalt. Facem mici, eu atât o să vreau mici. Andrei vrea pui. Și aici au pus ceva... Pentru a fuma. De a fuma. Da. De cireș. De cireș, da. Andrei zicea că e dor de grătarul pe lemne, pentru că la ăsta pe gaz nu simte mirosul ăla de fum de lemne. Și i-am sugerat că am văzut eu un magazin, am văzut în Hornbach, dar a găsit și la Leroy Merlin, chipsuri din astea de lemn de cireș, dar în Leroy, nu, în Hornbach am văzut de mai multe feluri, de tot felul de, și de brad, parcă, și de... Nu știu, e cel mai frumos miros de grătar pe care l-am simțit vreodată. Serios? Serios, deci timp de acolo... Miroase, îmi plouă în gură. Eu simt că miroase frumos, dar da. Te îți satisface pofta de da, fum. Da, adică... miroase cum n-am mai miros, adică nu miroase a cărbun, nu e mirosul ăla de cărbun, e un miros frumos, un miros diferit, știi? Mm. Și miroase, nu numai mici, miros tot așa, la fel total, îmi plouă în gură, bălesc aici. Ce foame, dragule, că n-ai mâncat. Nu că mi-a Andrei, foame. Eu așteptam pe ai mei și n-au mâncat nimica, ca să se păstreze pentru grătar și e deja târziu. N-am, nici l-am mâncat, dar miroase extraordinar. Deci eu nu mai fac grătar pe... Nu-ți mai trebuie, nu? Nu mai trebuie, nu. Azi dimineață, nu azi dimineață căutai. Bă, am vrut să fiu grătar azi. Da. Am vrut să fiu grătar pe lemne astăzi, dar nu mai trebuie. Cu 22 de lei punga asta... Da, ai pus o pungă întreagă acolo? Nu, numai de pungă și cred că nici... Cred că pe toate folosesc o altă alea. Mm. Și încă n-am acoperit ăsta, că ăsta e frumos să stea acoperit. Da, să se îmbibe. Se îmbibe cu fum. Ia, cu pâine, cu muștar, nu? Muștar avem? Mm. După aia nu mai zici nimic. Foamă. Ce-mi dai muștar? A. E mai mult de curiozitate să vezi. Foarte bun. Deci e bună treaba asta cu... Da. Ce? Chipsurile. Vreau, groase, grozau. Eu sunt foarte fericită că nu mai cumpărăm alt grătar. Pe la urmă am avut idee bună, nu? Mm-hmm. Și vezi că este tavă din aia cu găuri la Hornbach, că am văzut-o de la Tenecher ăștia, de la care avem și grătarul. Păi trebuie să mulțumim. A, tu faci cu de toate pregătire? Păi, cu... cum? Trebuie, micul se mâncă... Nu. De cât el? Cu pâine și cu muștar. Nu, micul se mâncă de cât el? Lingriță? Băi, ce fain miroase lemnul ăla, grozav. N-are, n-are, dar am adus furculiță de aia mică acolo, am pus-o pe fund, pe tocătorul lângă taică-tu, pe fundul lui taică-tu. Ai luat din astea? What? Din astea. Nu, aia pe acolo, au venit mici pe aia. Ah. E un pâine bună, de la Buzea? Oh, se oprește la Buzea, să cumpere pâine tot timpul. Ce, voi, ai descoperit secretul la pâine? Da, aia de la Buzea, știu că. No, ce bună e. Asta e pâine banană. Banană? Nu arată ca o banană. Nu, asta e măr, că banană nu a mai avut. Dar au zis că e aceleași ingrediente, dar asta are formă de măr. Alt preț. E... nu, prețul e același. Cum e, dragă? Foarte bun. Foarte bun. Nu știu, nu pot să vorbesc. Deci, recomandăm cine are grătar pe gaz, recomandăm mirosul. Vedeți că s-au aprins micii acolo ăștia care s-au făcut. Deci, v-am adus să-i scoateți dacă vreți. Uite aici, acolo. Da, da, e cald. Ne-a nebunit tata cu hidroxifurfurol. Vă știți ce ăla, hidroxifurfurol? Eu știu, auzi că mie îmi place hidroxifurfurol. Uite ăla, exemplu acolo. Da, și că ăsta e așa, că la Andrei îi plac... pulpele arse, și-o lăsat două aici pentru el. Dar nu s-ar arse, mă, se arde numai sosul de pe ele. Da, hidroxifurfurol. Dar n-am miere de data asta. Tot
Tot arsură. Arsură. Dragilor, o să închide vlogul ăsta aici, că suntem rupți, sau eu cel puțin, terminată de obosit, am și editat vlogul ca să-l puteți voi vedea astăzi. Și așa de că... Deci de obosit, nu? De la pensie. De la pensie, mi se face. Bagă ăștia ceva în pensie, sigur! Altfel. Încet până, ești bine? Da. Mm-hmm. Foame. Cu foamea în glandă. Ce bun e hidroxifurfurorul, e genial. V-am pupat, aveți grijă de voi, ne vedem în următorul. Pa, pa! Pa!